seara și vă mulțumim că ați venit la conferința noastră. E o plăcere și e o onoare pentru noi să-l avem invitat pe domnul Mihai Gărghiu, unul dintre intelectualii de marcă ai țării noastre, un om care a reușit pentru valorile creștine comune să facă mai mult decât, după părerea mea, oricare altă personalitate a culturii românești. Domnul Mihai Gărghiu, în calitatea sa de președinte al platformei civice împreună, este cel care a reușit să mobilizeze toate forțele creștine, toate forțele conservatoare, toate forțele sincere din țara asta, care iubesc această țară și valorile acestei țări, pentru respingerea strategiei naționale de educație parentală. Un program care ar fi presupus ca noi toți, cei care suntem părinți, să fim obligați să mergem de două ori pe săptămână la reeducare ideologică. Astfel încât, într-un final, așa cum visau Friedrich Engels sau Anton Semyonovich Makarenko, să concepem că familia nu mai este cea pe care am învățat-o noi în biserică, sau cea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, și o constelație de idei, de culori și de concepte. Mulțumită domnului Gărghiu aici de față, în anul 2018, în vara lui 2018, Platforma Civică împreună a reușit să mobilizeze sute de mii de cetățeni care au respins această strategie cu vehemență. Urmarea activității domnului Gărghiu, Academia Română, federațiile de părinți și de profesori au reușit să forțeze Ministerul Educației Naționale să retragă acea strategie din dezbatere publică. Un alt mare merit al domnului Mihai Gărghiu este acela că a reușit să mobilizeze peste 3 milioane de oameni care au semnat pentru organizarea referendumului privind redefinirea familiei. Referendumul constituțional de anul trecut, din 2018. A fost cea mai importantă mișcare civică de după 1989. A fost o mișcare ce multor persoane le-a dat încredere că se poate, că putem face față asediului ideologic la care suntem supuși în fiecare zi. Dar ca să avem putere, ca să putem să ne apărăm cât mai bine familiile, ca să putem să ne apărăm cât mai bine credința și convingerile noastre, moștenirea noastră culturală și spirituală pe care o avem de la străbunii noștri, mulți dintre ei oameni care și-au dat viața pentru ca noi să avem ce moșteni, e un mic secret. Trebuie să fim împreună. Trebuie să fim uniți. Trebuie să ne iubim unul pe altul, să fim sinceri unii față de alții și să concepem, să realizăm că fratele nostru este viața noastră, așa cum a spus Sfântul Siloan. Despre asta va fi conferința domnului Mihai Gărghiu, căruia din nou Parohia Mărcuța și tinerii Parohiei Mărcuța îi mulțumesc că a acceptat să fie invitată nostru în această seară. Sperăm să vă încânte și pe dumneavoastră, așa cum ne-a încântat și pe noi cu cunoștințele dânsului atunci când am organizat această conferință. Vă mulțumesc și îți dau cuvântul domnului Gărghiu.